Activistele topless din gruparea ucraineană Femen au bătut cale lungă până în Elveția ca să protesteze la forumul de la Davos. Cele trei tinere s-au afișat la bustul gol în fața clădirii unde are loc reuniunea. Activistele ucrainene au vrut să atragă atenția participanților asupra faptului că sărăcia afectează tot mai mulți oameni în lume. De asemenea, ele s-au arătat nemulțumite și de numărul mic al femeilor prezente la lucrările forumului de la Davos. Protestatarele s-au ales în schimb cu un drum la secția de poliție după ce au încercat să pătrundă în clădirea forumului.